Emplut. Bun, bună ziua, bun! Bine v-am găsit la un nou video! În video de astăzi o să vă arăt coletul, noul colet, adică al treilea, care a venit din partea lui Mihai Florea. O să vă las și linkul lui în descriere. Nu vreau să mă lungesc foarte mult pentru că nu vreau să vă plictisesc, o să fie un video foarte, foarte scurtuț. Inițial era programat să vină de Crăciun. A venit și mai târziu un picuț. Mulțumesc, Mihai Florea, pentru ajutorul și sprijinul tău. Și, nu știu, sper ușor, ușor să creăm o comunitate de oameni pe canalul de YouTube. Vreau să creăm o comunitate de oameni care să ne știm între noi, chiar dacă nu o să putem să ne vedem personal, dar cu majoritatea oamenilor de acolo țin legătura și asta mă încântă maxim. Adică într-un an de zile am reușit să strâng o mână de prieteni virtuali care sunt alături de mine, care sunt alături de ei și bun, haideți să vă arăt cam cum arată coletul și ce am primit. Și eu sunt maxim de nerăbdător. Tot drumul am fost tentat să desfac un colțișor acolo să văd. Da, haideți că o să vă las cu imagini. Măi, fraților, tick in a house, cam așa arată coletul. Încă nu m-am obișnuit cu noua cameră și așa că filmez groaznic. Sunetul mi se pare că are un ecou în momentul în care sunt în casă, dar o să văd cum o să o rezolv. Deci, dar acum hai să nu fim hateri și să ne bucurăm că totuși avem echipament video. Haideți să vă arăt, mă dau așa mai în lumină. Mihai mi-a trimis probabil cutia de la ustensila lui. Și ta-na-na-nam. Ta-na-na-nam. Ha-ha. Dar ce avem noi aici, Mihăiță? Mihăiță, tată cel mai genial om posibil. Sărut mâna. Mișto, Mihai, mulțumesc enorm de mult. Wow, câte sunt acolo. Avem și așa un craniu, o tăbliță Ouija, gata, ce să mai am găsit modelul. Ha-ha, o inimioară, am găsit ceva și pentru Madalina, ce să mai... Ia să vedem ce formă mai avem aici, că aici sigur mai au formă de ceva. Wow! Băi, Mihai, mulțumesc! Mulțumesc enorm de tot! Poc! Wow! Mișto! Fraților, omul se vede că a depus enorm de mult efort pentru a face astea. Aici o grămadă de chestii și aici nu știu ce ar trebui să fie asta. Mihai, mă uit ca curca în lemne și nu-mi dau seama ce ar trebui să fie chestia asta. Îți jur. Cred că având un mâner, cred că în principal să ține de el. Asta. Nu știu ce, dar... super! Și, bineînțeles, minunățile! Tick in a house, fraților! Încă nu m-am obișnuit cu camera, dar după cum spuneam. Tick in a house, fraților! Da. Superbe chestiile astea, deci sunt cele mai geniale și chestia care mi-a trimis-o, să încerc să vedem dacă pot să încadrez mai bine.
Deci m-am uitat în prima fază la ea. Nu am știut ce e. Încă nu știu nici acum cum se numește instrumentul și ce fel de instrument e sau ce ar trebui să fie. E genial, omul mi-a trimis o jucărie. Mihai Florea, mulțumesc frumos pentru tot sprijinul tău. Sper că și eu la rândul meu să fiu la fel de util pentru tine cum ești tu și ești cel mai tare, fratele meu. Mulțumesc.